Mic disclaimer, nici o pădure nu a fost rănită pe parcursul ultimului cinematic. Acestea fiind spuse, bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. Astăzi vreau să fac o tonă de diamante, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. De început vreau să-mi fac un arc pentru că stau cu aceste cărți de Punch 2 și Infinity în double chest de o grămadă de vreme. Hai să-l craftăm pe ăsta, plus o sabie, că stau cu o sabie de diamant fără enchantură aproape stricată, îți vai de capul meu, așa că am stat să fac level 44 și acum hai la enchantat. Am adus un anvil cu mine pentru că nenea Peter nu mai are pe aici și acum hai să enchantez arcul ăsta cu un level și pe arcul meu power 4, simplu, aoleo, noroc cu cărțile astea, mai trebuie un power 4 și atât, ce zice? Am breaking 3 pe sabie, Bane of Arthropods, da, aici am breaking 3 simplu și luasem un arc cu am breaking 3 simplu, hai să dezenchantez pe tine atunci. Și ce zice sabia? Băi, looting 3 și sharpness 3. Foarte nașpa ce zice sabia. Dar asta la altă, sharpness 4 cu unbreaking 3. Hai că le combin și iese bine. După flame nu am nevoie, mai fac o sabie de diamant. Uite cum se duc diamantele. Noroc că astăzi voi merge la minat timp de 6 ore, dar povestim despre asta mai imediat puțin. Mamă, looting. Dă un level acolo. Și cu ultimul meu nivel, mă rog, ultimul meu enchant, ce punem? Sharpness 3 nu, power 3 nici atât, vai, asta este fără ultimul enchant. Arc bifat, sabie bifată, îmi pun armura de scandal și dau o tură până la nenea Dark. Mă, dar nu mai vine Dark ăsta odată pe casă? Că ar trebui să vină, nu știu, dar... Ar trebui să-i văd barca. Venit. Ce cauți pe aici? Te așteptam. Observ că... Ia un loc. Am venit cu o propunere. Ok, lăsând asta, îmi place la mai drăguță. Fii atent. Mi-am făcut arc, mi-am făcut sabie și vreau să mă duc 6 ore la minat. Iar acolo, prin peșteri murind, voi avea nevoie de toteme. Deci, vii cu mine la un raid? Hai că vin, eu te-am deja pregătit. Deja, mă, știu că nici tu n-ai toteme de alea. De aia am zis. Am unul. Păi unul am și eu, dar na, sărăcia bate la ușă. Hai să vedem unde e atunci un pillager outpost de ăla și după aia un sat. Sau un sat și un pillager outpost, vedem. Bă, suntem atacați. Nici n-am ajuns bine și ne atacă băieții. Așa. Ești pregătit? Zi, ce bedom îmi facem dacă am ajuns aici? 1000. 1000? Nu, maximul e 5. Dar trebuie să bată numai unul din noi, urâți din ăștia. Cu banner. Tu-i bați. Eu-i bat. Bine, hai, facem B2 în 5. Facem 5. Da, cum hai, să nu? Hai, 5, ce se întâmplă. Bine, acum să avem și noroc să se spawneze d-aia cu banner, că dacă stăm aici nu se spawnează cam degeaba. Ia, fii atent, Darkule, fii atent. Tu vezi că stă și se uită la el și nu dă în el? Aoleu. Hai mă să te ajutăm, hai. Că după aia tot din firul nostru trebuie să-l reparăm. Oricum, B2 în 4, facem 5-ul și mergem după aia la bătaie. Merge. Darkule, ești pregătit pentru primul nostru raid de level 5 pe breaslă? Da, pentru oarecare măsură. Ok, hai, păi scoate sabia, scoate arcul și batem pe toți. Hai să-l batem pe ăsta. Atât, încă una. Uai, retragerea un pic. Nu e revigere pe... Ce cu Revenger? Evoker, da, nu era Evoker. Vezi că a căzut aici. Sunt mine acolo la tine, amândoi? Da, și doi creeperi. Așa. Era să mă bubuie creeperul, că erau doi. Sunt rapid. Hai cu-a. Vai. Aoleu, nu! O spawna vechi, Mamă, l-am făcut pe ăla angry! Superb! Oh, da. Și... Bă, l-am făcut, avem cap de vex angry. Oh, bun. Da, nice. Nu mai dați bă. Că okay. Da, observ că am vexuri. După mine, mamă ce dau acum. Stai că îl batem pe ăsta. Dă-i. Nu, mamă ce. Bă, dar ce dă animalul. De la distanță, de la alea. Ok. Mamă cum are Dark acolo, toată lumea după el. Hai să mergem să-l ajutăm. Ia, hai să le dăm așa. Bam, frumos. Dăm și la ăla, la alt. Nu. Uai, ce era să-mi o dai acum la final. Păi tu te-ai băgat singur acolo. Da, dar am zis că nu mai tragi. M-ai aruncat direct în aia, bun. Am lutat tot. Oh, ia uite, totem, așa. Nice. Aha. Hai să vedem un cufăr aici și lăsăm tot ce ne-a dropat în cufăr.
Mamă, avem 8 teme? Da. 4 de fiecare, dar colegata. Unul parcă aveam și eu. Hai, mai iau unul, că tot ai scături și în alea. A, mulțumesc, dar nu, lasă, păstrează, că am și eu unul, lasă, ia-l de acolo. Și vreau cap de Vindicator, de Evoker, de Pinger. Alea, vexurile, ia-le tu, vexurile. A, mulțumesc, apreciez. Gata. Revenger de asta am la show-ul, că restul nu mă interesează. Păi, ia-le toate, sau... Mie. Ok. Saddle-ul, vrei vreuna? A, nu, ia-ți tu Saddle și ce mă... Vreau bannerele și Spider-Eye, cam atât. Restul e a tău. Nu-mi trebuie. Nu? Ok, iau eu astea, iau eu astea. Ia-le pe toate. Da, dacă nu le vrei... Păi, n-am ce face cu ele. Mă, nu vreau să le las așa pe degeaba și uite că tot ai zis că vrei să faci tu niște trade-uri, acum ai timp de 40 de minute, Hero of the Village 5. Și ce trade-uri șmechere faci? Nu știu. Îți dă o tonă de reducere și fii atent, 24 de emeralde de la mine. Cadou, că m-ai ajutat. Da. Un stack de emeralde, frumos. Bagă mare acolo, fă trade-uri să ai tot ce trebuie. Dar acum întrebare, unde mergem acasă? Mă, găsim noi drumul spre casă, dar și ce vreau să fac? Fii atent. Eu. Acum mă apuc de minat, că de aia am avut nevoie. Și vreau să minez 6 ore, 3 ore de caving, 3 ore de strip mining. Câte diamante crezi că fac rost în 6 ore? Un pariu așa. Cu Fortune sau fără? Cu Fortune 3, da, cu Fortune 3. Diamantele de final. Bănuiesc o să-i de alea oruri. Aoleu, hai în casă. Mam. Bun, ia zi, ce... Câte blocuri crezi că fac în 6 ore? Deci oruri, gen, nu? Nu, blocuri de diamant la final, după ce blocuri termin. Blocuri de diamant? De adunat cu Fortune, da. Cred că vreo 20 pe puțin. Deci zici undeva la 20 de blocuri de diamant. 20 și... Cred că și mai multe. Dacă ai noroc să găsești o mină de aia mare... Păi nu, trebuie să-mi zici exact. Și dacă ești aproape, gen un bloc, două, primești okay, un 25. Bloc. Ok, 25. Bun, am notat. Tu ai zis 25 de blocuri. Și unde crezi că fac mai multe diamante? La strip mining sau la caving? Cred că la caving, că le vezi mai ușor. 100% le găsești și mă. Ok, am notat atunci pariul tău. O să văd cu ce haiduși mă mai întâlnesc astăzi, să noteze și ei pariurile lor. Și vedem cine câștigă. Plus, o chestie, dacă strâng peste 2500 de like-uri la videoclipul ăsta, o să fac 12 ore testul ăsta. Câte diamante pot face în 12 ore? Doamne ferește! O și plecat când au auzit. Nu ești întreg la minte. 4 toteme de fiecare plus o grămadă de capete. Pot spune că am avut parte de un loot extrem de bun după acest raid și acum voi pune în partea asta două butoaie cu două semne. Pe partea stângă strip mining, frumos, iar pe partea dreaptă caving. De început voi merge la o sesiune de strip mining pe parcursul căreia vă voi lăsa cu câteva momente ce s-au întâmplat ieri pe breasla haiducilor. Mai exact, o făcut nenea Colpir live de ziua lui și vă las să vedeți ce s-a întâmplat. Mă băieți, v-am chemat aici cu o ocazie specială, foarte specială. Ce ocazie? Păi este ziua lui Colpir, face live în momentul ăsta și să-i facem o surpriză. Am pregătit aici torturi de toate recompense, numai să dăm o tură până la el. Vreți? Vă băgați? Ok. Okay, da. Ok, hai să mergem. No, bun, hai să mergem, că i-am zis să nu doarmă, vine și noaptea, băgăm niște artificii, numai bine. Bă. Oricum, așa mergem, hai, și tu, toată lumea jos! Așa, hai să mergem. Toată lumea pe stel. Vreau să-l speriem, când ajungem acolo, urlăm toți, Colpir, bun? Peste el acolo. Dar facem liniște. Da, liniște de aici. Partea interesantă e și ziua lui Panda, dar n-am zis nimic despre asta, am și pentru el ceva. Mi se pare interesant că o să ne meri să aibă amândoi ziua de naștere în aceeași zi, dar hei. Așa, hai un pic mai sus. Așa. Aici. Bă, ce se întâmplă Colpir! Aici? Colpir! Colpir! Bă! Salut, băie, salut! Salut! Ce faceți? A venit să te batem de ziua ta, hai toată lumea, hai, dați-ne-l. Nu, că am multe diamante la mine. Nu, dar poate nu trebuia să vă zic. Are diamante! Vezi că sunt pineata, sar diamantele din mine. A, sar toate diamantele din tine, am înțeles. Mă, dar ce cap ai, mă? Cap de cufor, că astăzi mă duc și eu la adunat de diamante. Te duci la adunat de diamante, dar n-am nicio legătură. De cap de diamant trebuia să ai. Păi da, dar n-am diamant. A, e. Bun, Colpir, fii atent. Dacă... Bun, da,
Cadou de ziua mea, hai, repede, toți. Bă, nu-ți mai dăm nimic, bă, gata. Ia uzi ce cere aici. Așa. Lasă să ne facem noi, deci am pregătit, uite. Așa. Un tort, ok, mulțumesc. Puneți-o dorință. De ce e lumânarea roz? Puneți-o dorință. Bine, ok. Dar trebuie să suflu în lumânare, nu? Da. Da, suflă, okay. Îmi doresc... Dar nu trebuie să o zici, că dacă o zici... Gata, păi n-am zis, doar au fost așa, gen, pentru efect. Gata, okay. Terminat. Mulțumesc. Și acum... Luați și voi o gură. Da. N-am pe ce altceva să-l pun. Și pentru panda, un tort aici, așa, cu lumânărică, frumos. Nu știu cum v-ați nimerit să fie... Și panda? Da. Da. La mulți ani, frate! La mulți ani tuturor! Te-ai ales și bună! Da. Ce tare, e ziua noastră, hai! Da, hai, puneți și tu o dorință. Mănâncă și tu, puneți dorință. Okay. Bun, și puneți dorință. Da, gata. Bun, și cum sărbătorim ziua noastră? Bun, deci, fiți atenți. În primul rând, că o veni noaptea... Da. Da. Uite, luați de aici și voi. Așa, da. Luați sincer, artificii, da. De ziua mea. Exact, uite, dă și tu panda. Mortifică. Dați cu artificii de ziua voastră. Mulțumesc. Altceva, frate. Așa. Altceva, chiar îmi doream. Așa. Așa când am văzut artificiile astea când trebuia să le văd. Da, cum, măcar deci, acum artificii. Cine prinde? Ia uite, bă. Ia uite, mă, ce aruncă. Uite, bă, uite ce bogată e asta. Mamă, stai că n-am loc în inventar. Doamne, ferește, mamă. Fă-ți loc în inventar. Oh my god, plouă cu diamante de ziua noastră. Da, și cu morcov de aur. Bă, am prins 5. Eu n-am luat nimic, las. Băi, nu știu câte am, cred că am prins cam multe. Dar te-am mai lăsat, că te-am lăsat să-ți faci locul ăla, că am văzut că n-ai. Așa, mersi. Și acum, colpir. Stai, bă, că... Mai ce? Ai? Fii atent. Nu, mai am, da. Un bloc de diamant sau mystery bundle? Asta e grea, băieți, asta e grea. Ce ziceți chat? Ce ziceți chat? Mr. Bandal sau blocul de diamant? Da. Rapid. Salutare tuturor, vă mulțumesc pentru la mulți ani. Hai să vedem ce zice chat-ul. Da, la mulți ani. Inimioare în chat și pentru panda și pentru colpir. Da. Hai să vedem ce alege chat-ul. Până la urmă, stai că am cu delay din ăla blue. Da. E ok, așteptăm. Nu-i grabă, să tai la montaj. Eu eu personal aș alege bandalul că... Sunt curios ce e, am okay. Diamante acum. Diamante ai de la Edi. Aha, am primit multe. Dă-i bundle-ul, frate. Ok, ăsta e bundle-ul. Să-mi spui ce părere ai. Stai puțin să arunc ceva. Băi, dar mi s-a dus gâtul. Ok, cobblestone-ul aruncăm. Unde e bundle-ul? Nu știu, ți-am aruncat. Nu pot să cred, Blue. Nu-ți place? Mulțumesc frumos. În sfârșit am și eu un trident. Tu știi da, de când caut da, un n-ai trident? Loc. Doamne, n-am loc în... L-a luat Edi. Aia a fost. Bă, sincer, ăsta e un cadou extraordinar de bun. Că îmi doream de mult un trident. Vreau și eu să fac chestii mișto. Mă bucur, că am stricat, da, dar pui tu mending. N-am avut mai bun. Pun eu mending, merg la panda eu. Așa. La banda. Trebuie să iau niște mending, că n-am mending pe absolut nimic, efectiv. Deci e grav. Avem. Facem un trade mai acuși. Și acum, stai un pic, și pentru panda, pentru tine nu mai am. La cam mulți vrei. Da, panda, tu ce alegi? Mamă, poate îmi strâng tridentul. Ok. Deci diamant sau mystery bundle? Îți dai seama că direct mystery bundle, fără nicio discuție, ia să vedem. Vezi ce e în el? Nu, două mere de aur. Două mere de aur. Și un disc din ăla. Dacă îl pui în crafting table, poți să... Tridentul e sobor. Hai să mâncăm și din tortul lui Panda, oameni buni. Da, am făcut o mini secvență pe live. Mi-a plăcut, a fost foarte drăguț. Acum, la mulți ani, colpir încă o dată. Sper că ți-a plăcut și serbarea și cadourile și tot. Da, mi-a plăcut serbarea, cred că le-a plăcut și oamenilor tuturor. Da, cum, la mulți ani, panda. La mulți ani toată lumea, chiar. La mulți ani, panda. Vreți să ziceți cât faceți? Sau? Eu am zis 26. Mulți înainte. Bă, eu sunt mai bătrân, 28, de ce? Mulți înainte. Bă, eu nu credeam, eu nu. Bă, n-avem torci pentru voi. Bine, nici n-am cum să-mi dau seama, dar eu credeam că ești puțin mai tânăr.
Da, aparent mi-aș dori, da. Bă, cât e cu 2 și 8 și 9, încă e ok. Da, de la 3 în sus e mult. Și 0. Și la 3 și 0 e ok. Vai, da, vă mulțumesc, băieți. Cred că mă duc înăuntru. Apreciez. Bine, bine. Distracție plăcută. Serbarea. Da, mă duc să fac puțină curățenie, mai vorbesc cu chat-ul și... Bine, bine, mă duc și eu la treabă. Okay, bun. Seară plăcută să aveți, pa, pa. Faceți episoade, băieți. Hai, facem, facem, dă-i acolo. La muncă. La muncă, nu l-a întins mâna. Mulțumesc, băieți, că ați venit cu mine să facem așa serbare, apreciez. După 3 ore de strip mining, mă mir că mă mai țin târnă coapele, dar am strâns ceva diamante, le voi lăsa în acel butoi, după care repar târnă coapele și mă apuc de 3 ore de caving. Reparate, aranjate, pregătite să adun diamante, dar înainte de asta am ajuns la Chobi, îi văd și numele, acum 3, 2, 1, salut Chobi! Oh, salut Blue! Salut, fii atent, am nevoie de ceva de la tine. Oh. Două răspunsuri. Sper că nu ceva scump. Nu, nu, okay. Două răspunsuri. Fac un challenge în care merg la minat timp de 6 ore. 3 ore strip mining, 3 ore caving. Și vreau două răspunsuri. Man. Ok. La final, câte blocuri de diamant crezi că o să am? Blocuri? Da, câte blocuri de diamant după 6 ore de minat? Ești optimist, ești nebun. Păi două blocuri. Două? Da. Oh, ok, și din ce crezi că fac mai multe diamante? Din 3 ore de caving sau de strip mining? Caving. Ok, caving, bun. Fac un pariu cu mai mult să-i duci și cine e cel mai apropiat, cine câștigă, primește ceva. Deci dacă te... A, păi n-ai spus că e pariu, păi nu e ok. A, păi atunci zi-mi schimb răspunsurile? Da, poți. Ok, 10 blocuri. Ok, 10 blocuri și rămâne caving? Da. Ok, exact. Bun, o să afli mai târziu. Bun, zi plăcută, papa. Bine, zi faină, papa. Dar copariat, Chobi la fel, acum am dat o tură până la Dani. Ia uite-l în partea aia, vorbește singur. Stai să trag în el. De aici? Așa, l-am nimerit. Salut, Dani! A, uite un chest care umblă și vorbește. Și salut, te lovește. Chest. Salut, salut. Și mă lovește, mi-ai dat în cur. Ce faci? Salut, salut. Deci, am venit până la tine foarte rapid, că după aia am deminat. Două întrebări, mă lași să spun? Două întrebări, te las să-mi pui. Okay. Depinde ce întrebări. Nu simt mei, ok, ok. Deci, fii atent. Am un challenge, minez timp de 6 ore, 3 ore strip mining, 3 ore caving. Și întrebarea mea este în felul următor. După 6 ore de minat, de câte blocuri de diamant crezi că fac rost? Trebuie să zic în blocuri? Da, trebuie să zici în blocuri, că e mai ușor. 43 de blocuri de 43, diamant. Mamă, dar ești încrezător. Bun, 43 de blocuri și... Păi stai, minez cu fortune sau fără? Păi le iau cu siltat și după aia la final ești cu fortune. Ești cu fortune. Da, da, exact. 43. Bun, și acum a doua întrebare. Din ce crezi că fac mai multe diamante? Din caving sau strip mining? Din caving, clar. Ok, deci te trec pe listă, 43 de blocuri, caving, ăsta e un pariu cu mai mult să ai duci, dacă ai nimerit o să vin pe la tine sau îți las cadou. Și îmi dai 43 de blocuri de diamant? E, te întregi, nu, dar îți las și ție așa un... o să vezi, nu-ți mai dau detalii, hai că am plecat. Bine. Edi, dacă tot am dat de tine, venind de la Dani, vreau să spun două întrebări, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Spune-mi, te rog frumos, eu mă duc acum explicație rapidă, 6 ore challenge, de minat diamante, 3 ore caving, 3 ore strip mining, de câte diamante crezi că fac rost în blocuri de diamant la final folosind Fortune 3? Blocuri 47. 47 de blocuri de diamant după 3 ore, după 6 ore de minat, da? Da. Bun, și după, din ce crezi că fac mai multe diamante, din 3 ore de strip mining sau din 3 ore de caving? De caving. Ok, caving și 47 de blocuri. Mersi frumos, mă duc acum. Spor să ai, pa, pa. Au trecut și cele 3 ore de caving, în total 6 ore de minat astăzi și vă rog, nu apăsați pe butonașul de like ca să strângem 2500, că dacă se întâmplă asta, am de stat 12 ore și nu vreau. Am murit după 6 ore, la 12 ore va fi mult mai grav, dar măcar fac diamante. Și acum, din strip mining, am un butoi, din caving am un double chest, deja se înțelege diferența, dar vreau să vă arăt că pe parcursul sesiunii de caving am făcut rost de aceste două capete, 18 glowing securi, 3 nemteguri, un ender pearl și un enchanted golden apple. Acum, 3 ore de strip mining arată în felul acesta și
3 ore de caving arată în felul ăsta, mult mai mult Deep Slate Iron, Deep Slate Gold Ore și mult mai mult tot per total, dar mai ales fier de la un steak la 11 steak-uri și 15 bucăți. Acum, din păcate, trebuie să le dau băieților câte un bloc de diamant la fiecare pentru că au pariat pe caving și hai să vedem dacă cineva se apropie de blocurile de diamant. Mai exact, am făcut rost de 7 steak-uri și 20 de bucăți de diamond ore-uri și aș vrea să lăsați în secțiunea de comentarii din acele 7 steak-uri și 20 de câte blocuri de diamant credeți că fac rost. Iar acum a venit momentul pe care îl așteptați cu toții, chiar și eu eram foarte curios după 6 ore de câte diamante am reușit să fac rost. Și BOOM! Un stack și 51 de blocuri plus o grămadă de redstone, lapis, fier și aur. Dacă își face cineva shop de redstone, call me, facem un preț mega bun și acum trebuie să împart la băieți diamantele plus Eddie primește 2 blocuri pentru că a fost cel mai aproape, chiar dacă au zis numai 4-7 de blocuri, a fost cel mai aproape de un stack și 51.